Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După momentul solemn, cei prezenți au trecut la felicitări. Ioan Cindrea și Martin Boteș au avut apoi discuții despre proiectele mari derulate de Consiliul Județean Sibiu. Urmează să fie stabiliți și vicepreședinții Consiliului Județean. Unul dintre aceștia ar putea fi liberalul Nicolae Neagu. Consiliul Județean se va întruni joi pentru prima oară.